În Duminica tuturor Sfinților, credincioșii din Sibiu au participat la Sfânta Liturghie oficiată în curtea Catedralei Mitropolitane din municipiu. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, iar răspunsurile liturgice au fost date de corala Timotei Popovici. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit celor prezenți despre cum poate fi dobândită sfințenia. E greu să înțelegem, mai ales dacă avem conștiința păcatului, cum putem să ajungem sfinți. Vă dau două argumente. La liturghie, când se frânge Sfântul Trup, se spune să luăm aminte sfintele, adică trupul lui Hristos, care se dă cui? Sfinților. Deci cei care se împărtășesc cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, se sfințesc, devin sfinți virtual, în posibilitate. Adică e o șansă pentru fiecare dintre noi. Și al doilea argument e un răspuns pe care îl dăm noi la întrebarea care a fost primul sfânt care a intrat în rai cu Hristos. Tâlharul de pe cruce. Mântuitorul însuși a spus lui, astăzi vei fi cu mine în rai. De ce? Pentru că l-a mărturisit pe el, l-a mărturisit ca fiul al lui Dumnezeu și l-a certat pe celălalt tâlhar și a mărturisit păcatele și a zis, nu ți-e frică de Dumnezeu, noi suntem în osânda cuvenită, dar el n-a făcut nimic. Deci prin mărturisirea lui Hristos și prin conștiința păcatelor și mărturisirea păcatelor, noi încercăm să ne apropiem de Dumnezeu și să călătorim pe un drum pe care El ni l-a răsat, ni l-a binecuvântat și ne va însoți până la finalizarea Lui. La finalul slujbei, ierarhul a citit rugăciuni de încetare a pandemiei și pentru ocrotirea tuturor celor care își pun nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu în această perioadă de grea încercare.